Bună ziua! Bine ați venit în sala Cupola a Bibliotecii Județene Ghete Chirileanu Neamț. Permiteți-mi la început să vă transmit salutul conducerii bibliotecii, să spun de la început că această întâlnire memorabilă, spun eu, are la bază o inițiativă de a domnului Aurel Ștefanache, domnul scriitor Aurel Ștefanache și reprezentantul editurii Tipă Moldova, și de partea cealaltă, în vârf, l-are pe marele eminescolog Nicolae Georgescu, următorul de lângă domnul Ștefanache. Alături de noi avem onoarea să mai avem pe doamna Viorica Doga, însăși fiica domnului compozitor Doga, de care vă amintiți că a fost la noi la bibliotecă și a fost și în Piatra Neamț de mai multe ori. De asemenea, un suflet organizatoric alături de noi, domnul Ilie Marian, a doua oară în această instituție, și, evident, nu în ultimul rând, doamna Doina Rizia Georgescu, scriitoare, reprezentanta editurii Floarea Albastră și purtătoare de grijă, dacă mi este permisă asocierea cu acest nume. Salut, de asemenea, gestul familiei Neagoie de a fi alături de noi la acest eveniment, de a fi alături cu o contribuție pentru partea a doua a întâlnirii. De asemenea, salut prezența domnului Cristian Ibescu, o prezență mai rară în ultima vreme, dar iată, destul de tonică, și, desigur, toate celelalte persoane care sunt în invitație. Proiectul ediției Mihai Eminescu este un proiect titanic. Cuvântul nu cred că este exagerat, pentru că el include 200 de volume. 200 de volume retipărite printr-un efort pe care numai domnul Ștefanache știe cum l-a făcut. Ediții care acum sunt readuse în atenția și în posibilitatea publicului și ediții pe care Biblioteca Județeană Ghete Chirileanu Neamț, pe unele, și spun doar pe unele, le are în fondul special. O parte, deci, din aceste cărți, edițiile originale, Princeps, se află așezate alături de noile ediții. Dacă îmi permiteți, o să-l rog pe domnul Aurel Ștefanache să ne vorbească, în calitatea lui de editor și de inițiator al proiectului, despre acest, cum am zis eu, titanic proiect. Vă rog. Întâi de toate, Hristos a venit. Sub semnul Domnului nostru Iisus Hristos stăm cam toți. Și cam de 2 ani de zile suntem cam încercați, nu puțin. Și trebuie să recunoaștem cu toată onestitatea, se pare că ne-am schimbat puțin. Ne-am deteriorat puțin relațiile între noi. Parcă apar alte puncte de reper. Nu credeam, cel puțin eu unul nu credeam, să fiu parte la niște evenimente atât de mari. La Revoluție, pandemie, plus războiul din Ucraina, care nu e un război în Ucraina, este un război ce atinge întreaga lume. Și mă încearcă așa un soi de spaimă și nu știu cum să o potolesc. Dar să trecem peste aceste gânduri nu prea luminoase și să vedem de ce ediții Mihai Eminescu. La un moment dat mă gândeam cum aș putea eu să văd reacția editorilor imediat după 1884, cu primul volum. Sigur că umblând prin biblioteci, nu că am fost dezamăgit. Toate păreau niște lucruri secrete. Nu se poate să umblăm. De exemplu, ediția Mortun, care este formidabilă și unică, și aici o să ne spună mult mai multe Nicolae Georgescu, are o scrisorică lui Mihai Eminescu către editor, către mulțumim. Închipuiți-vă că printre cuvintele scrise de Eminescu către editor apare și următoarea subliniere. Cred că vă mai amintiți de mine. Dumnezeule Doamne, astăzi să citim că Mihai Eminescu se adresa editorului, poate vă mai amintiți de mine? Sigur, sunt multe lucruri care le-aș putea spune, dar o să caut să ne limităm în timp, să nu fim nici foarte, foarte larg, dar nici lipsiți de consistență. Și mă gândeam așa,
Cred că Eminescu este Biserica Literaturii și Limbii Române. Biserica Literaturii și Limbii Române. Dacă intrăm în această biserică, nu numai că ne mântuim, nu numai că ne încearcă maxima smerenie, vom înțelege că putem fi foarte sus. Nu există nicio deosebire între înfățișarea lui Shakespeare, Goethe, Edgar Allan Poe și putem continua lista atunci când încercăm să fim în această biserică. Și atunci gândul, știți cum, de ghes și te împinge ce se fac sau ce se face. Cunoscutul de foarte multă vreme pe Nicolae Georgescu, chiar înainte de 89, și trebuie să-mi amintim cu drag pe Cezare Venescu, care era un fel de demon pozitiv al generației noastre. Și atunci am zis, stai, dacă Nicolae Georgescu, grație lui Dumnezeu și nu numai, a rămas chiar cel mai temeinic și mai de rigoare om care umblă prin această biserică, Mihai Eminescu. Și a zis, Nicolae, ce ai spune de o ediție, de ediții Mihai Eminescu? Și el zice, câte? Tu cum sunt? Ești nebun. Zic, atât am spus, de aici acolo vom vedea. Și am propus o echipă, sigur, Nicolae Georgescu, se spune, îi spunea și distinsul domn Balint, omul de vârf, și pe noi, hai să trecem la treabă. Și am trecut la treabă, am făcut o echipă în care l-am adus pe Mihai Cempoi, pe Codreanu, Georgescu, care el a fost foarte aproape, și doamna Doina Rizea, de acest proiect prin muncă, nu numai prin gândul bun, ci prin muncă, și am trecut la treabă. Sigur că n-a fost ușor, dar asta nu înseamnă că e de plâns, ci din potrivă a fost, numesc eu, am intrat într-un spectacol cultural uriaș. Pentru că ediția din 1984, veți, și cred că mulți știți, are un textuleț al lui Titu Maiorescu. Eu, ca editor, mă regăsesc în această poziție, în sensul că orice carte și orice autor nu vii și spui că e imens. Faci un textuleț pentru că e bine să fie. Numai că impactul la cititor a fost uriaș. Și veți vedea că în ediția a patra, că această prima ediție s-a dus pe 12 ediții, veți vedea în ediția a patra că apare textul ce ar fi trebuit să deschidă prima ediție, poetul Mihai Eminescu, în care, sigur, subliniază măreția acestui nou venit în literatura lumii, nu în literatura română, în literatura lumii. Și aici o să-mi permiteți să reamintesc textul lui Hașdeu, spune că cu apariția lui Eminescu a încetat ciripitura din poezia română. Avea dreptate. Hașdeu, care era unul din, nu detractorii lui Eminescu, el făcea parte din acea, să spunem, partea academică a culturii române, care avea dreptate, sigur că avea dreptate, care se văzea pe documentul. Avem documentul că am absolvit, ca să luăm la zi. Nu vine cu o chitanță, cu ministrul nostru de sănătate, o chitanță într-o școală. Sigur că și atunci vedeți că funcționa acest lucru. Numai că Eminescu a depășit acest, să spunem, mic handicap și a rămas cu toate observațiile care s-au făcut de către lumea academică, de neumblat la el, de neclintit, și aici iar că se gândim un moment ușor contemporan nou cu ce s-a întâmplat cu dilema, când s-au năpustit asupra lui Eminescu, fără să ia în seamă că dacă ar fi citit poezia integrală lui Eminescu, ar fi găsit toate tendințele culturale și toate tendințele poetice până astăzi. Deci în poezia lui Mihai Eminescu găsim chiar cei ce unii spun 2010-iști sau așa numai. Găsesc în Eminescu dacă îl citesc. Nu mai vorbim de publicistic, care este absolut de calibru maxim. Dacă deschideți publicistica lui Eminescu, indiferent de la ce pagină, fără să vă uitați la anul apariției, veți constata că se potrivește perfect. Nu cu ce se întâmplă în lume, cu ce se întâmplă în lume. Pentru că are un text despre brăteni, noi vorbim de fake news. Chiar asta acuza Eminescu. Multe lucruri care nu se potriveau nici cu realitatea, nici cu tendința, hai să spunem, istorică, și politică românească. Chiar dacă avem ediții Xenopol, chiar dacă avem ediții Nicolae Iorga,
Lucian Braga, Ion Pilat, Călinescu, Lovinescu, trebuie să ne punem întrebarea. Vedeți că există un lipsă teribil al editorilor și al, să spunem, realizatorilor de ediții. De ce? Păi nimeni nu permitea să treacă peste un asemenea fenomen. Ediția Călinescu este extrem de specială. Călai Giorgescu știe foarte bine. La fiecare poezie există explicație, de unde vin toate. Aproape că este o tendință de a acuza de plagiat pe Eminescu. Nu pune treaba asta în discuții, dar dacă privim foarte atent cum este analizată această ediție, ne putem duce cuvântul și pe această idee. În partea cealaltă, ediție Nicolae Iorga. Păi că spunem ediție Nicolae Iorga, sigur, îi facem o imagine fantastică. Păi dacă Nicolae Iorga s-a oprit la poezia lui Mihai Eminescu, sigur, ne vom întâlni cu un text de deschidere ediție formidabilă. Nu. E o ediție extrem de simplă. O ediție a unui iubitor de poezie, fără a atașa mărăția istoricului Nicolae Iorga. Așa se întâmplă și cu ediția lui Cean Blanca, cum și ediția lui Ion Pilat. Sigur că apar câțiva editori și editori de ediții mai special, dar culmea acestui demers se numește Perpesicius. Perpesicius care nu numai că intră altfel în opera lui Eminescu, pe ceea ce o propune altfel, nu repede, nu pasional, nu emoțional, supra-sfără, ci nimic de științific. Și aici vreau să punctez cu o întâmplare care, nu, la Brăila, acolo am făcut lansarea primului set, la care a participat și academicianul Cempoi, un om de mare rigoare științifică, și când l-a văzut pe cele 200, a spus că nu se poate. Așa ceva nu se poate. Știți că este bancul ăla cu girafa. Așa ceva nu se poate. Bun, i-am spus că am vrut să fiu parte la mica efervescență culturală românească, pentru că Eminescu face parte din un întreg, care se cheamă Biblioteca Marii Unii. Am deschis cu 100 de anul 100 de cărți, 160 de volume, cu omul dumneavoastră istoricul Ioan Scurtu, fiind cel care a coordonat seria. Am continuat cu ediții Mihai Eminescu, am continuat în apărarea Marii Unii, am continuat cu Biblioteca Dimitrie Gustie, cu mari juriști și mari economiști. Această zicere de Biblioteca Marii Uniri înseamnă 1100 de volume. Spre bucuria mea, dar nu știu ca noastră, se pare că suntem la capăt. Închidem în două luni de zile, închidem această formă. De ce? Să vedem că suntem. Că noi aici suntem atât de risipiți, exact pe cum e gazul metan. Ne lăudăm că Marea Neagră, la fundul mării, zaci marea bogăție care trebuie gazul metan. Iar noi tremurăm unii, tremurăm alții, se spări când deschid plicul cu facturi. Și atunci am zis că și în cultură suntem cam la fel, să știți. Și aici pierdem. Adică avem lucruri, dacă l-am fi promovat cum trebuie, printr-o strategie națională, am fi stat foarte sus. De obicei, spaniolii sunt identificați, sau mai bine spus, ridicați în poziția unde sunt, nu că sunt popor catolic, și aici este o diferență, că s-o aplicăm, care au pe Cervantes. Și este o glumă în rândul editorilor. Când un editor se face dificultate, mă scoate o ediție Cervantes. Dar acest proiect, ediție Mihai Eminescu, m-a bucurat și m-a bucurat foarte tare, pentru că putem umbla cam spunem, în 20 de minute să trecem prin ceea ce s-a întâmplat de la 1884 până la trecând de Zoi Dumitrescu Bușulenga, găsindu-l pe Aghezi, pe Sadoveanu și mulți alți editori și grijitori de ediții care, cum să spun, nu numai că întotdeauna au găsit înălțimea care nu poate fi deloc presată cu lucruri mici când vorbim despre Eminescu, dar au găsit nou orice, chiar dacă au făcut, spunem, să găsesc aceleași poezii de la un grijitor la altul, așezându-le altfel, deja altă mărăție ne pune la dispoziție. Am să las pe Nicolae să ducă mai departe, dar vreau să menționez încă un eveniment, zic eu, de luat în seamă.
La Târgu Jiu este un om foarte tare de dat vis-a-vis de cultura noastră și mai ales de Cartea Mare și se cheamă Zinovie Chelugea și scoate, zice la un moment dat, dar de ce nu puneți la cale la Iași să apară oameni din viața lui Mihai Eminescu? Și atunci am spus, Zinovie, dacă tot ai venit cu propunerea, treci la treabă. Că lenea este mai evidentă la Iași decât la Târgu Jiu. Și am avut dreptate că 2 ani de zile au oferit acest cărțoi care ne pune la dispoziție, hai să spunem, oamenii care l-au întâlnit, l-au discutat, n-au discutat, un fel de dicționar al personajelor din viața lui Eminescu, a continuat cu Lucian Blaga, cu Tudor Arghezi și evident cu Brâncuș. Eu mă bucur foarte mult că m-ați primit și că m-ați ascultat oarecum, pentru că atunci când vorbim despre Eminescu, lucrurile sunt extrem de fabuloase. Și să nu uit. Un text extraordinar, care cei care nu ați vă îndemn să-l citiți, e textul lui Ile Caragiale despre Eminescu, care este absolut fantastic. Să știți că idiosincrazie, răutățile, nu sunt inventate de noi, sunt vechi, sunt vechi. Și funcționează exact în același fel, cu aceeași intensitate. Așa că eu vă mulțumesc și dacă o să aveți tăria să umblați prin acest, acest demers editorial, eu aș fi bucuros și cu atât vă mulțumesc și iar îți spunem prin Sfăzanie. Mulțumim domnului Aurel Ștefanache pentru această succintă introducere în proiectul ediției Mihai Eminescu. Aș vrea în cele ce urmează să amintesc faptul că Eugen Doga este un compozitor român, ce drept afirmat mai întâi în spațiu sovietic. Dar este un compozitor pe lângă care limba română n-a putut să treacă neatinsă. Și în această biserică a limbii române a intrat și Eugen Doga. Avem onoarea să o avem pe fiica lui alături de noi, care ne va vorbi despre muzica tatălui ei și despre Eminescu. Vă rog. Dar mă bucur că am așa o oare să reprezint pe tata. Am vrut să... că e clar că tot ce a scris, a creat și Eminescu, n-a trecut așa pur și simplu. Tata toată viața, deci se ocupa și studia toate scrise de Eminescu și istoria lui. A scris și baletul Luceafăru, dacă cineva nu știe, este baletul Luceafăru, unicul din lume. Și a fost în premieră în 1983 la Chișinău și la Bolșu Teatru. Aici cam încă nu e pus în scenă. Și am vrut să vă prezint deci două volume, Dialogului Dragostei. Deci, în ziua de azi sunt create 87 de romanțe, Mitele Eminescu. Asta primele două volume și acum în editură, deci al treilea volum. Deci, foarte interesant că de ce dialogurile dragoste, dialogurile lor prin poezie, adică nu dragostea aceea, cum noi o primim așa, dar anume între poezii, de ce se numește dialogurile dragoste. 87 de romanțe cam puteți să le auziți pe 13 mai la Iași, la teatru. Și făcând ocazie, s-a editat încă o carte, Viața mea așa cum a fost să fie. Asta e autobiografică. Deci, încă nu e în vânzare, că numai s-a editat. Asta am vrut să vă spun, că deci, asta e lucrările foarte interesante. Foarte, foarte interesante. Discul încă, îmi pare rău, încă nu este. În cele ce urmează, aș vrea ca avocatul cărții, avocatul lui Mihai Eminescu, să ne fie doamna Doina Ridea Georgescu. Vă rog. Iubitorii de Eminescu sunt apărătorii lui
și cred că nu are nevoie de apărare, are nevoie de recunoaștere și de prețuire. Este identitatea noastră și reperul nostru. Ediția Eminescu este această colecție făcută de domnul Ștefanache, este mai mult decât un eveniment editorial, este o muncă de sacrificiu făcută de domnul Ștefanache cu susținerea domnului Georgescu în principal, să aduci în atenție aproape 200 de ediții tot nucleul maiorescian, toată perioada interbelică, mari editori să-i adun la oaltă și să ai în bibliotecă edițiile mari care au marcat cultura românească, este un lucru inedit. Alături de un grup de eminescologi din toată țara și noi, adică editura Floarea Albastră, am editat și suntem preocupați de această zestre pe care ne-a lăsat-o Eminescu. Vă mulțumesc! Ideea acestei întâlniri a fost domnului Ștefanache și propunerea a adus cuvântul imediat la domnul Nicolae Georgescu, pe care am avut onoarea să-l mai avem la noi, la bibliotecă. Dar ca să ajung la domnul Nicolae Georgescu, a trebuit să-l sun pe domnul Ilie Marian, care a mai făcut cu succes demersuri ca să îl aducă aici. Vă rog pe domnul Ilie Marian să își susțină cauza. Da, să nu-mi permite Eminescu. Mi-a marcat realmente viața și cariera, în sensul că copilării la țară și născându-mă cu 100 de ani după el, aș fi zis exact, dar întrucât nu e precisă ziua, data nașterii lui, am să zic că m-am născut la 100 de ani după el, mi-a plăcut poezia, am plâns pur și simplu în copilărie, citind că a murit la numai 39 de ani. Și parcă atunci mi s-a născut ideea că și mie place poezia și poate o să scriu și o să încerc să trăiesc mai mult decât el. Nu am reușit să fac ce ar fi făcut el în 72 de ani cât am acum. Dar cauza lui Eminescu mi-a marcat existența. De câțiva ani locuiesc la Podnoș, la vreo 50 de km de București, și cu mare plăcere fac orice efort ca să marchez Ziua Culturii Naționale, Ziua lui Eminescu și în subsidiar și ziua mea de naștere în fiecare an la Podloci. De fiecare dată, sigur, îl am pe Nicolae Georgescu, care vine ca element de întâlnire. Nu am fost colegi în facultate, nu visam de atunci nici eu că ajung să scriu poezie, poate nici el că o să fie un mare eminescolog. Dar acum vreo 2 ani și ceva, urma să însoțesc prin țară un poet argentinian și îmi propusesem să fac o escală cu el și la Piatra Neamț. Așa l-am cunoscut pe e-mail întâi, pe domnul Balin. Din păcate a venit COVID-ul, s-a amânat treaba, dar anul trecut am zis să facem o lansare la Piatra Neamț, că tot ne cunoscuserăm și e o zonă care îmi place foarte mult, într-adevăr, totdeauna am simțit foarte bine în zona asta, unde am venit și vin des. Și am venit și am făcut 4 lansări, o să povestesc un pic despre ele. Dar acest proiect titanic, într-adevăr, de promovare a creației lui Eminescu, merită toate mulțumirile noastre ale românilor, mai ales în condițiile de astăzi, când există așa îndârjire din anumite părți ale societății, inclusiv din mediul scriitoricesc, de a-l da pe Eminescu jos de pe socru. Nu se poate. Eminescu este emblema spirituală a poporului român. Și apropo, fiindcă ziceam de aia, nu vreau să lungesc vorba, a fost deci anul trecut aici, unde ne-am simțit foarte bine și am comis după aia o poezioară pe care am intitulat-o Lansare cu careu de aș. Mă dusem încet, încet, de la Olt, către Siret. Însă acolo, la Micaz, dădui peste un zăgaz. Mă gândi, îl trec, nu-l trec, nu riscare să mă înnec. Dădui sfoară, cum n-aveam în pungă în sfoară, dădui sfoară în Piatra Neamț, unde pusei pe picioare o teribilă lansare
Să uimesc acel oraș cu un rar careu de aș. Amarie, e vorba de Emilia Amariei din zonă, cu un roman captivant, contemporan, scris la mare meserie. Eu, cu un șnop de poezie inspirată de natură, stăvind setea de lectură, Suciu, Adrian Suciu, între partipiuri cu un volum de interviu și, în sfârșit, dar nu în final, cu bileticul regal, în regie literară, programat chiar mâine seară, îl condimentează fiind întoarcerea la Emin printr-un decupaj ales cu criticul Nae Georgescu. Eminescu, loc de soi, el mai prima dintre noi. Hei, după așa lucrătură pe tarlaua de cultură, să te ții neică vânzare de produse literare, îți permiți ca printre brazi să treci lacul la Vicaz și cu hidroavion. Poți chiar să-l chem pe Caron, să treci cu a lui barcă Stixu, că ai trote, trei țar Pixul, sau mă rog, trei țar Tasta, care stimulează țeasta. E vorba de volumul C, Pana Corbului Lupou, în care prezint în versuri vreo 70 și ceva de reviste literare. Eu le primesc prin e-mail și le dau mai departe la 200 de corespondenți, toți literați. Și între ele am strecurat și chestia asta. Încă o dată, toată admirația pentru efortul deosebit și al domnului Ștefanache și al lui Nae Georgescu. Eminescu merită așa ceva și probabil că statul român ar trebui el să se facă mult mai mult pe această linie. Mulțumesc! Da, Hristos a înviat, cum zic toată lumea, asta e situația, suntem de Paști. Ca să ne legăm de vorbele anterioare, mai ales de ideea lui Eugeniu Doga de a uni pe Eminescu de Veronica Micle, prin muzica pe care le dedică poeziei veroniene a lui Eminescu, vă să zică, trebuie să vă aduc aminte că aici, în județul Neamț, nu, la mănăstiri, la Varate mai ales, se petrece marea lor iubire. Adică de Eminescu avea o casă, unde Veronica avea o casă, unde Totipendada, pe atunci ieșeană, venea la plimbare, la odihnă și nemțeană în general, și unde s-au consumat multe zile și nopți de poezie. Acolo este acum o fundație, doamna Tuțuianu o administrează, știu că este bibliotecară ca și noi, eu sunt bibliotecar de formație, la Biblioteca Academiei, am lucrat 15 ani de zile, la bibliografia Eminescu, deci profesional m-am atașat de Eminescu, și dânsa, vă să zic, organizează acolo sărbători laice, Eminescu, Veronica Micle, foarte interesante. Acolo nu poate să fie altceva decât un muzeu al literaturii fantastice românești. Acolo, în discuțiile dintre Eminescu și Creangă, da, se naște bazmul fantastic și, mă rog, primele mari încercări pe care le avem. Visez ziua aceea când va avea o destinație fixă acel loc de la Voratec. Da, până atunci toate la timpul lor. Întreprinderea aceasta urieșească a lui Aurel Ștefanache, nu știți ce a însemnat. Adică cunoșteam edițiile Eminescu, bineînțeles, pentru că lucram cu ele, mă interesa pentru ediția mea, la care am lucrat cu intermitenți așa ani de zile și tot le consultam, însă să le număr nu mi-a venit prin cap. Oricând din prima am zis, sunt peste 100. Când am ajuns la 120-130, și când mi-am dat seama ce tezaur este, a trebuit să explic, să exclam. Deci, nu există alt poet să aibă atât de multe ediții, atât de multe tipărituri.
diverse, fiecare, nu seamănă una cu alta. Din punct de vedere filologic, asta e o catastrofă, dar așa se întâmplă. Deci este un monument, necazul fiind că multe sunt pierdute. A trebuit să alerg prin biblioteci din toată țara ca să găsesc. Încă nu am găsit două ediții consemnate peste tot și nu se găsesc în bibliotecile mari, vă să zică. Deci e un bun cultural național pe care nu îl ai în posesie. Ceea ce vedem noi aici este un fel de cadastru, cadastrarea culturii Eminescu în cultura română. Pe de altă parte este, am ales formula aceasta a fotoprintării, pentru ca să vadă textul, să se vadă ce mari diferențe sunt între o ediție și alta. Că se vadă că noi, de fapt, la ora de față, o ediție definitivă Eminescu nu avem. Da? Că cele 25 de ediții clasice, subtitrate ediție critică, da? Știu și eu, Scurtu, Adamescu, Perpesicius, Corneliu Botez, Călinescu, Bogdan Duică, Torouțiu, așa. Fiecare în parte ediție critică, dar nu seamănă una cu alta. Nu seamănă în privința termenilor, a formelor eminesciene și mai ales în privința punctuației. În privința formelor, s-a mers pe principiul Chirileanu. Iete Chirileanu este cel care a susținut o polemică pe polemică. Un îndreptar a făcut în cultura română privind editarea scriitorilor de tip creangă, cu foarte multe specii dialectale. Zicând că, de fapt, limba literară trebuie să fie cât de cât unitară, să fie citită și în Ardeal, și în Moldova, și în Oltenia, și că deci trebuie cât de cât uniformizați acești termeni. Cu măsură însă, bineînțeles. Această măsură a fost întrecută în cazul lui Eminescu. Adică s-au vânat regionalisme și s-au îndepărtat din operă. S-au șlefuit versurile, limba lui Eminescu s-a tras la rindea, cum îmi place mie să zic, să fie netedă, limpede, să fie aceeași peste tot. Pierderile sunt imense, pentru că se pierd și sensuri, da? Și se pierde și muzicalitate, se pierde mult din substanța, din intenția, din voința lui Eminescu. De lumină ca talhari se ferește bineșor, pe ferește suie noaptea dibuind încetişor. Asta este Eminescu. Nu. De lumină ca tâlhari. Iată că pagiul cupii de unde vine tâlhar. Nu? Ca talhari, talhariul e în creangă, nu? E un vârsta unui tânăr, copil. Poate să zică, bineșor, ce nu-l fi plăcând editorul bineșor, pentru că este pur și simplu aici un balans între vocalele a, ca, talhari, se ferește bineșor. Și pur și simplu e un joc vocalic, e o eufonie între cele două vocale. Bineșor e peste tot, în creangă mai ales. Nu, iar lupul bineșor și chiar în mai multe, despărțit în mai multe silabe. Nu. Trebuie revăzut, trebuie revenit la voința autorială. Este pentru prima oară când am pus eu această problemă în ediția mea, cu care am mers paralel cu ciclul Ștefanachian, da? Codex Ștefanachianus, da? Și în care cred că m-am apropiat cel mai mult de voința autorială. Pun pentru prima dată ideea, mă rog, problema voinței autoriale. Bine, domnule, hai, reforme, eufonie stricată sau refăcută, voință, dar autorul, el însuși, unde mai rămâne?
Și cred că m-am apropiat cel mai mult de voința autorială. Acum, nu poate să aibă nimeni pretenția că stă în penița poetului, cum scrie el. Asta e una, intimitatea lui de creație. Dar îndepărtând straturi peste straturi, adăugate, da, peste textul de bază, până la urmă ajungi la un text de bază și dintre variantele care rămân, confirmi că una este a lui Eminescu și rămâne cel mai apropiată, mă rog, variantă de voința poetului însuși. Altfel că l-am evocat pe Ghete Chirileanu și exemplu care îmi stă în minte, care cred că vă interesează și care mi-a venit acum în minte, este un exemplu din Creangă. Ca să vedeți ce înseamnă o greșeală de tipar. Știți că BPT-urile acelea care apăreau la începutul secolului al XIX-lea, al lui Stăncescu, cum să zică, cu copertile roșii, cu copiii care erau pe lângă masă, cu scena caldică pe ele, nu declarau pe ele ediția întâi, ediția a doua. Se tipăreau în funcție de vânzare. Având în bibliotecă, la un moment dat, mai multe dublete, deci aceeași ediție Creangă în BPT, mai multe seturi, am vrut să îndepărtez. Rămân cu un singur set. Și tot răsfoind, într-o carte, într-un exemplar, citesc nu Cântecul Caprei. Trei ies cu cuiesul și am amidesc cuiesc că mama va duce vouă, lapte în tâte, brânză în buze, drop de stare la spinare, mălăiești în călcâiești. Bun, văd scris mălăiești cu i, mălăiești în călcâiești. Domnule, ce înseamnă o greșeală de tipar? Îmi sare în ochi imediat, pentru că acest mălăiești în călcâiești a fost mult studiat de eritologi. Oh, e unul, George Vrabie, mare slavist, care în revista Limba Română, ne se preda și nouă la facultate textul, se întreabă, dar de unde mălăiești, unde merge capra în pădure, ce găsește vreo moară pe acolo, apoi cum încălcâiești, ce se poate, cum adică încălcâiești și să aduci, că nu este, nu greșeala lui Creangă, el așa a luat-o, dar este o oară spre altceva. Mă rog, s-a scris un călcâieș, un călcâieș înseamnă un nimica toată. Da, domnule, dar această greșeală pe mine m-a pus pe gânduri. Și am pornit de la ideea, dar dacă acești mălăieși sunt plurali, dacă în călcâieși capra are mălăieșuri, să zicem, cum este de fapt călcâiul caprei? Că ea are mai sus puțin, nu calcaneul acela, în care putea foarte bine să pună niște ierburi numite mălăieșuri. Am de zile m-a obsedat ideea asta până când am găsit într-adevăr în Bucovina, la Simion Soarea Marian, în marea lui etnologie botanică, cu asta adică mălăieși. Mălăieși, mălăieșuri, exact cum ziceam eu, ciupercă cu pediculul lung, așa, servind de codiment. Deci, într-adevăr, capra lui Creangă aduce nu mălai, da? Mălai de porumb sau nu știu mai ce, ci pe lângă toate celelalte pe care le aduce edilor, poate zic că e și un condiment și aceste ciupercute de pădure, ca să, da, un fel de bacri, să zicem. Nu-mi dădeam seama și nu cred că ți-a fi dat nimeni seama decât urmărind această greșeală de tipar. Iar în manuscris se păstrează manuscrisul la această cântec al lui Creangă. Să știți că iul acela chiar se vede. Cine privește cu atenție, vezi că scrie mălăieși. Deci nu e mălăiași, mălăieși e mălăiși. În fine, astea se numesc nanofilologie. Adică filologie, nanotehnologie, filologie pe centimetru pătrat, pe milimetru, pe lucruri mărunte. Venind la Eminescu, situații dintre acestea sunt cu sutele. Practic, eu din ediția canonică, numai la Antume mă refer,
Antumele sunt cele publicate de Eminescu, poate zice. Ediția Maiorescu, deci cum ar veni. Ea revenit la postume, n-ai cum, pentru că fiecare editor vede, citește în felul lui. Postumele, fac o paranteză, necesită o investigație de alt tip, mai ales acum că s-a scanat toată arhiva Eminescu, este scanată, deci ai pe calculator scrisul lui, poți să-l mărești, poți să-l compari. Nu, Perpeticius, ca să-l citească pe Eminescu, avea 3 perechi de ochelari. Uneori, să știți, povesteau bătrânii din bibliotecă, lua manuscrisul ascuns pe furiș și fugea la colț pe Calea Victoriei, unde era o farmacie. Și avea o farmacistă bătrână prietenă și întreba pe ea, citiți, cum citiți aici? Și de multe ori farmacista avea soluția care îl încânta, pe care l-a așteptat, pentru că Eminescu scrie și în grabă, nu scrie numai caligrafic, scrie și în fugă și în toate chestiile astea. Ori, acum ce e de făcut? Cum poți ajunge în privința postumelor, vă să zic că sunt 400 de titluri, toată poezia lui Eminescu, sunt vreo 500 de titluri cu toate, între care 100 sunt antume și 400 sunt postume. Deci cum poți să faci ordine în aceste postume? Sunt 7 editori mari și lați, foarte mari și foarte lați, ai postumelor. Deci nu este vorba de prea mulți. Candy este cel mai important dintre ei. Deci pur și simplu trebuie luați, în primul rând, poezie cu poezie, acolo unde se poate identifica poezia. Problemele sunt ale afilierilor de texte, sunt foarte complicate, dar cel puțin începând de aici, poezie cu poezie, cum tipărește Candy, cum tipărește Ibrăileanu, cum tipărește Călinescu, Perpeticius, Corneliu Botezu. Corneliu Botezu un foarte mare, foarte bun editor al lui Eminescu. Compari între ele, că fiecare în parte a văzut. În cazul știți care este, că nimeni nu spune la subsol cum zice celălalt, cum citește celălalt, numai în condiții foarte, foarte rare. Când sunt mari dubii și mari probleme, cineva spune că cu tare citește altfel. Compari între ele, deci aceste texte, și acum ai adjuvantul textului la calculator, pe care îl poți mări și îți poți da seama care dintre editori are dreptate sau dacă are vreunul dreptate sau dacă nu are niciunul. Și numai în felul acesta poți să spui că ai un Eminescu definitiv. Până atunci, Eminescu este în paranteze. Mai ales pentru cei care îl comentează. Ce citezi? Îl citezi pe Eminescu? Ba nu. Îl citezi pe Perpeticius sau îl citezi pe Botez sau îl citezi un editor al lui, Eminescu. Nu îl citezi pe el. E problema. Sunt diferențe. E lucru de viitor. Lucru de viitor care înseamnă o nouă generație. Eu sunt un Tutankhamon. Proverbul care m-ar caracteriza, da, ar fi cam ăsta, că chiorul în Țara Vorbilor e împărat. Am avut șansa sau neșansa de a lucra la bibliografia Eminescu atâția ani de zile și de a-mi rămâne astea în profesie și așa, și de a-mi veni obligația să le spun, să le explic, să le... Așa, nu mai am mult, mai am vreo 4 cărți de scris și programul meu Eminescu se încheie. Urmând să văd dacă mai trăiesc a doua viață, să pot să-mi public și eu romanele, domnul, traducerile, l-am tradus pe Eschil în limba greacă, Homer, eu sunt filolog clasic de meserie. Nu mă așteptam la Eminescu, dar când am început seria Eminescu, a trebuit să dau la o parte totul, să nu mă mai intereseze. Altfel, lumea exemplelor este infinită, aveți cartea mea, aveți cărțile de față, le puteți lua, însă tot la greșel de tipar. Aș vrea să revin, să fac legătura cu Creangă. Vedeți noastră, este ediția Iorga, care la Melancolie are o notă la subsol. Prin stâlpi, da, izbește, în stâlpi izbește toaca, e acolo un vers. La subsol spune, convorbiri literare greșit, spâlpi în loc de stâlpi. Sâpâlpi, greșit, greșit, arătă tipa, nu e nicio problemă.
Merg la convorbiri literare, mă uit, nu e adevărat, nu e greșeală de tipar, e stil, e corect. N-a citit Iorga cum trebuie, greșeală de editor, mă rog. Asta n-ar fi însă nimica. Merg la Scorpan, Tipografia Moldova, bibliotecarul la Iași. Are o ediție superbă în timpul războiului. La fel, la Poezia Melancolie, Notele sub sol, convorbirile literare, greșeală de tipar, pâlpi în loc de stâlpi. Domnule, aceeași chestie nu se poate. Merg și la al treilea, la Mihail Dragomirescu. L-aveți aici pe toate, puteți verificați. La fel, spâlpi. Domnule, undeva trebuie să fie toate, noi le-am făcut pe toate, da. Spâlpi în loc de stâlpi. Nu există. Ori ce logică poate să aibă? Trei oameni, trei savanți, trei... Nu pot să fie toți din neatenți. Singura logică este asta. Există două tiraje convorbiri literare. Una cu spâlpi, cu greșeală, da? Cineva a văzut că e greșeală, a oprit tipărirea, a îndreptat stâlpi și a continuat tipărirea. Și astfel încă mai sunt în căutarea, că convorbirile literare, cred că sunt vreo 50 exemplare prin bibliotecile noastre mari. Vreo 20 am căutat. Este imposibil să nu existe undeva, poate să zic o mărturie, să fie această greșeală. Ori, ce înseamnă asta mai departe? Melancolie, 1876, Eminescu era în Iași, făcea singur corectura. Toți, mulți critici ai lui Eminescu, așa zic că era neatent cu poezia lui și că, cum domnule neatent, când oprește o mașinărie la tipografie, să se îndreaptă o greșeală. După aia îi dă drumul. Deci cad miturile astea, unul câte unul. Cade mitul lui Torouțiu, că pentru ediția Princeps Livia Maiorescu ar fi transcris poeziile lui Eminescu și le-a fi luat la tipografie. N-are cum. Ediția Princeps are multe greșeli de tipar. Ce greșeli de tipar? Deci, la Împărat și Ploretar, cu cumșe frigiene, în loc de cușme, cumșe. Metate de literă. Mai la convorbiri literare. Este aceea greșeală de tipar, cumșe frigiene. Și eram la ei chemare, L apostrof A, A ei. Convorbiri literare la fel. Deci 8 greșeli de tipar sunt în ediția Princeps, Maiorescu, 1884, identice cu textele din convorbiri, publicat fiecare la vremea lui, de la 1870 până la 1881-82. Ce spune asta? Că nu putea Livia sau oricine, cineva anume să copieze un text de mână cu greșeli flagrante care să nu mai să altereze sensurile. Lipsește la un moment dat să cera tare darul, genunchii, frunte, nu plec. Da? În ediția Princeps este genunchii, frunte, plec. În convorbiri literare, genunchii, frunte, plec. Acest nu plec se completează abia la ediția a treia, după m-am scris. Deci, greșeli flagrante. Asta înseamnă că pentru ediția Princeps s-a dat la tipar, în 1883, tăieturi din convorbiri literare. Și de țarul a cules orb, așa, Maiorescu i-au scăpat aceste greșeli. Sunt și altele îndreptate, să știți. Maiorescu i-a scăpat aceste îndreptări și rămâne martor, o să zică, privind modul de lucru al cărții. Deci cartea a fost lucrată după tipăritură. Și în lanț se poate reconstitui toată apariția aceasta ediției Princeps. Important din punctul meu de vedere pentru ediția Princeps este legarea între ele a poeziilor. Ediția Princeps, asta din 83, de-am ca să o focalize, mai mică, roșie.
Așa, mică. Da. Deci asta, 83-84. Adică are o anumită ordine a poeziilor. Ordine care nu e cronologică. Ea începe cu Singurătate, care este poezie din 1876, când a plecat, 78, când a plecat Eminescu de la Iași la București. Urmează cu Și dacă, o poezie din manuscrise. Urmează cu, după aceea, în fine, sunt zone cronologice diferite și sunt unite. Dar cum sunt unite? În primul rând, sunt încatenate unele dintre ele, cele mai multe. Adică poezia finală, da? De exemplu, Strigoi din 1876, se încheie cu nu barba în pământ ajunge și genele în piept. Magul se pierde în ceahlău și mitul rămâne liber. După Strigoi, imediat, Eminescu plantează în ediția Princeps Scrisoarea întâi, când cu gene ostenite s-a asupra, deci genele în piept cu gene, iar Scrisoarea întâi este exact problema magului și vom vedea că toate sunt înlănțuite. Ai poezia O mamă, nu? Când cu Teiul Sfânt, urmează după poezia O mamă, urmează imediat poezia Făr frumos din Tei. Din Teiu. E absurd, Făr frumos din Tei. Zboară așa prin Tei ca o rândunică. E din Teiu. Nu? Când voi muri, iubito, la crește să nu-mi plângi, din Teiul Sfânt și dulce o lacrimă să frângi. Deci, renaște legătura dintre poezii. Toate, deci, sunt legate între ele. Și în felul acesta se creează un scenariu. În scenariu al poeziilor în ediția Princeps. Scenariul pe care nu-l putea face altcineva decât autorul. Deci Eminescu primește comanda să facă ediția Princeps în 1881, în februarie. Și ediția Princeps apare în 1883, în decembrie. Deci tot timpul acesta el nu mai publică așa și își organizează, își face scenariul acesta de poezii. Este foarte important pentru că în ediția Princeps, vă să zic că poeziile au o valoare dublă. Deci, poeziile lui Eminescu au o valoare luată fiecare în parte, da? Și o altă valoare în scenariul din ediția Princeps. De lucruri noi pe care critica va trebui să le digere într-un fel, să le înțeleagă sau să aibă argumente să le respingă, nu știu. Sunt în orice caz noutăți care au ieșit la iveală lucrând la această ediție. În rest, programul lui Ștefanache scoate la iveală, va să zică, această necesitate de sinteză pe care cultura română o resimte. Vedeți dumneavoastră, nu avem norocul marima culturii germane din RDG, fosta Republică Democrată Germană, o să zic că avea o editură, Central Anticariat se numea, unde prin fotoprintare se puteau retipări, reedita și răspândi cărțile din Germania de dinainte de Hitler. Altfel nu se putea. Și, mă rog, prevalându-se de faptul că este o fotoprintare și cu o prefață nemțească scrisă chiar împotriva textului, totuși puteau să circule aceste texte. Era o formă de sinteză pe care nemții o au în sânge și au găsit forma de modalitatea de a o pune în practică. Este o editură asaltată. Cele mai multe comenzi se făceau la Central Anticariat din Leipzig. Cam așa ceva face Ștefanache. El însă reface serii culturale foarte largi. A făcut seria Eminescu. Nu cred că mai găsește autor cu 200 de ediții în cultura română sau în cultura europeană în general.
Acum are de gând să facă seria Titu Maiorescu. Titu Maiorescu este foarte important să-i faci toate edițiile, pentru că oscilează mai mult decât Eminescu. Criticile lui Titu Maiorescu, în timpul vieții lui, le-a publicat de 4 ori. De 4 ori sunt 4 versiuni. Versiuni. Sunt schimbări, tăieturi, reveniri, punctuația nu mai vorbesc. E o adevărată ediție critică a trebuit făcută. Se ia de bază, în mod tradițional, ultima ediție din timpul vieții autorului. Dar era cam bătrân Titu Maiorescu când a făcut ultima ediție. Și apoi, frământările textului sunt importante, sunt necesare. Iată că înainte de a avea o ediție critică a operei lui Titu Maiorescu, va să zică, opera în sine republicată. O să vedeți la Caragiale. Caragiale, ce fascinant este mișcarea din ediție în ediție. Deci Caragiale are un text și editorii lui succesivi, până la urmă, ajunge chiar la contrarul decât vrea să spună Caragiale. Adică editorul vrea să fie și regizor, vrea să-și asume, să-și aproprieze autorul și să-l facă așa cum îl simte, cum îl vrea el. La fel, din păcate, avem întâi edițiile și asta va fi, da? Întâi edițiile și după aceea și comentariile încă lipsesc. Dar să sperăm că vor ieși de la recate, pentru că sunt flagrante. Filologii trebuie să țină cont de ele. Adică sunt facultăți care se hrănesc din filologie, din diferențele de text. Diferența de text este hrană, cum să vă spun, universală a filologiei, de orice fel ar fi ea, da? O să fie ediția Creangă, ediția Slavici, da? Ce mai văd aici? Ediția Cobnegruții, mă rog, din mândrie locală. Costache Negruții este, într-adevăr, foarte important. Vreau să vedem cum o să rezolvați problema cu Mănăstirea Bistrița, de lângă Piatra Neamț, care la fel diferă la cele două ediții, la Costache Negruții. Cum rezolvați problema cu proverbele acelea ale lui, da? Care e foarte importantă, și mai ales cum rezolvați problema traducerii lui Antioh Cantemir. Costache Negruții și Costache Donici au tradus în românește, o să zică, scrisorile, satirele lui Antioh Cantemir din limba rusă. Le-au tradus atât de românește încât autorul a fost resimțit ca român. Iar Alexandrii, într-o prezentare, o propășire, cred, 1840 și nu știu cât, chiar așa ce spune, iată-l, domnule, că el era român. Că limba este chiar română, românească. Aron Pumnul la fel, îl prezintă Antioh Cantemir, român, unul dintre românii care au avut norocul să se scolească la Răsărit, alții având norocul să se scolească la Apus. Iar Eminescu, în Epigonii, va scrie Cantemir croind la planuri din cuțite și pahară. Tot zicând că e Cantemir vodă, că e masa cu Petru cel Mare, că este... Nu! Este Antioh Cantemir, pe care Eminescu îl introduce în pleiada scriitorilor români, în fagure. Nu văd poeți, au scris o limbă ca un fagure de mie. Aici îl introduce. De ce? E o scrisoare a lui Antioh Cantemir. Leliu e un personaj din ea, iar poetul spune că dacă vă întâlniți cu Leliu, să nu cumva să stați cu el de vorbă, că o să vă împuie capul să stea cu voi la masă și o să vorbească despre tot ce are el, iazul, că o să vă facă pe masă planul din cutite și pahare, cum vrea să facă să ducă apa, cum vrea să construiască noi graiduri. Deci e imagine cantimirească, de-aia Eminescu și spune Cantemir.
și nu Cantemir. Da? Pică un mit. Să naște altul. Na, ăsta este Eminescu. Pot să vă vorbesc cu ore întregi, bănuiesc că vreți să mă întrebați, eu na, pot să vorbesc și puțin și mult despre Eminescu. Înțeleg că e noutate și impactul noutății este mare. Cer scuze celor care nu s-au ocupat de domeniu până acum. Eu, asta mi-e meseria, asta, deși cred că e măruntă, nu e glorioasă, nu e... Nu pot spune că am făcut ceva pe lumea asta, dar niște flecuștete pe acolo le-am mai îndreptat și eu cât de cât. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Nicolae Georgescu pentru această perspectivă pe care ne-a luminat-o asupra șantierului Bisericii Limbii Române, cum zicea domnul Ștefănache. Pentru că ne-a arătat că este încă în lucru acest șantier și pentru că ne-a promis că va reveni la Piatra Neamț. Mulțumim de asemenea domnului Gaurel Ștefănache și cu voia dumneavoastră aș vrea să avem un gest de gratitudine pentru doamna Doga și de asemenea pentru doamna Georgescu.